Carina Müller vă prezintă telejurnalul. Domnilor, domnilor, bună ziua și bun găsit la telejurnal. Iată cele mai importante subiecte ale ediției. Procuratura a deschis un dosar penal după moartea fetiței de un an în parcul Alunelul din Chișinău. Șeful de la Spații Verzi a fost suspendat din funcție pe durata cercetărilor. La Ungheni a fost confirmat un caz de infectare cu gripa aviară la păsări. Pentru a evita extinderea focarului, aproape 4500 de păsări au fost omorâte. Aviația militară rusă a lovit azi dimineață cu rachete regiunea Odessa, distrugând o stațiune turistică. Au fost răniți 2 adulți și un copil care a fost internat în stare gravă la spital. Procuratura municipiului Chișinău anunță că a deschis un dosar penal după ce o fetiță de un an a fost ucisă sâmbătă în parcul Alunelul de o creangă groasă care s-a rupt dintr-un copac. Și primăria Chișinău a deschis o anchetă internă în acest caz, iar șeful de la Spații Verzi a fost suspendat din funcție pe durata cercetărilor. Procuratura municipiului Chișinău, oficiul Buicani, anunță că urmărirea penală a fost inițiată pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu în urma unei atitudini neglijente care a cauzat decesul unei persoane. Subiectul a fost discutat astăzi și la ședința primăriei, iar Ion Ceban a precizat că în oraș sunt mii de copaci care trebuie urgent tăiați, chiar dacă la prima vedere par să fie sănătoși. Totodată, edilul spune că niciun copac nu este tăiat fără avizul Agenției de Mediu și că uneori această procedură durează câteva luni. Angajații primăriei și ai Agenției de Mediu vor inventaria toți arborii care ar putea să se prăbușească și vor interveni. Această inventariere este făcută, vom reveni cu subiecte și detalii în acest sens un pic mai târziu. Sunt, așa cum ziceam, foarte multe solicitări depuse astăzi la Agenția de Mediu și rog în regim prioritar să fie examinate. Totodată, echipe specializate în fiecare sectoare să analizeze, odată în plus, minuțios, în primul rând, ogrezele grădinițelor și școlilor, instituțiilor sociale. Ogrezi, zone verzi, străzi și trotuare. Ion Ceban a mai precizat că în cazul tragediei de sâmbătă din parcul Alunelul a demarat o anchetă internă, iar miercuri vor fi prezentate rezultatele. Fetița de un an a murit după ce a fost lovită de o creangă groasă care s-a rupt. Cu 6 ani în urmă, o femeie din sectorul Buicani din Chișinău a murit după ce un copac a căzut peste ea pe strada Vasile Lupu. Moartea fetiței de un an și neglijența autorităților a stârnit un val de indignare în opinia publică. Mai mulți cetățeni revoltați au venit în fața primăriei Chișinău. Corupția ucide este sloganul protestatarilor. Mai multe detalii are colega mea Lilia Țurcanu. Lilia, bună ziua, te ascultăm! Găsit, protestul este organizat de Asociația Părinți Solidari. Mai mulți părinți s-au adunat aici în fața primăriei municipiului Chișinău, revoltați și șocați de cele întâmplate sâmbătă în parcul Alunelu, unde un copil de un an a murit după ce o creangă a căzut peste el. Cu pancarte în mâini, protestatarii au scandat corupția ucide. Mai exact, protestatarii acuză pe responsabilii din cadrul primăriei că nu și-au făcut treaba așa cum ar trebui și cer ca toți cei responsabili de această tragedie să fie trași la răspundere. Astăzi, în cadrul ședinței primăriei municipiului Chișinău, primarul Ion Ceban a anunțat că urmează să se facă o inventariere a tuturor arborilor care sunt putrezi și se pot prăbuși în fiecare clipă. Părinții spun că, de fapt, aceste acțiuni trebuiau întreprinse în fiecare zi și nu acum când această tragedie s-a produs. Părinții spun că nu se simt siguri în acest oraș și acum le este frică să mai iasă cu copiii în parc atât timp cât putem avea astfel de tragedii. Atât deocamdată de aici, la revedere! Frontiera Republicii Moldova va fi supravegheată mai bine cu ajutorul unor drone donate de Germania. Când vor intra în exploatare echipamentele, aflați din telejurnal. Igor Grosu a fost ales președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate pentru următorii 4 ani, după un an de interimat. A primit votul la peste 850 de membri PAS la al treilea congres al formațiunii politice. Alegerea lui nu a fost o surpriză, întrucât a fost unicul candidat.
Rezultatele pentru susținerea moțiunii cu PAS în Europa constituie 855 de voturi pro și contra 13. Astfel se declară moțiunea cu PAS în Europa susținută. Eu vă mulțumesc pentru votul exprimat. Vă mulțumesc pentru dedicația, pentru faptul că am rezistat și am desfășurat acest exercițiu democratic ca la carte. Cu această echipă mergem în luptele cele trei mari, vă aduc aminte. 2023 ce avem? 2024? Și 2025? Lecția e învățată, văd că știți ce avem de făcut. Nimeni nu a mai dorit să candideze pentru președinția partidului, așa că alegerile au fost fără surprize. Domnul Gros, președinte sau arcompien? Democrație, o să vedem. La eveniment au participat premierul Natalia Gavrilița și președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Am fost invitată și am hotărât să vin la acest eveniment. Este un eveniment important. Republica Moldova are nevoie de partide politice formate din oameni onești care luptă pentru interesul cetățeanului. Cum vedeți faptul că o singură persoană doar candidează în funcția de președinte? Asta este o întrebare pentru membrii partidului PAS. Suntem aici la congresul PAS, unde va fi aleasă conducerea partidului pentru următorii ani. Va fi o moțiune pe care o depune domnul Grosu și mi-a făcut onoarea să mă propună în calitate de prim vicepreședinte al Partidului Acțiune și Solidaritate și suntem hotărâți să lucrăm în continuare. La congres au fost prezenți eurodeputații Bogdan Rareș, Sigrid Mureșan, dar și Adrian Dupu, secretar de stat în Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României. Și fiindcă oamenii din Republica Moldova au deschis porțile pentru oamenii din Ucraina care au avut nevoie de ajutor, tocmai de aceea și Uniunea Europeană își va deschide porțile pentru Republica Moldova în perioada următoare. Cel mai important lucru este că acest proces a început, nu poate fi oprit, există voință atât în Republica Moldova cât și în Uniunea Europeană pentru ca într-o zi Republica Moldova să devină stat membru al Uniunii Europene. Igor Grosu a devenit liderul PAS după ce Maia Sandu a fost aleasă președinte al Republicii Moldova. Șefa statului a condus partidul în perioada 2016-2020. La Ungheni a fost confirmat un caz de infectare cu gripa aviară la păsări. Autoritățile au impus o zonă de protecție pe o rază de 3 km în perimetrul a 6 localități. Probele au fost recoltate de la păsările din 8 gospodării din satul Rezina, comuna Manoilești. Au fost prelevate probele și de la 18 persoane. În satul Rezina au început să piară păsările în mai multe gospodării. Vorbim aici de găini, gâște, rațe. Cetățenii s-au adresat la medicul veterinar, respectiv medicul veterinar a prelevat probe la gripa aviară. Sâmbăta trecută s-a confirmat cazurile de gripă la păsări. Membrii Comisiei pentru Situații Excepționale din Raionul Ungheni au creat o zonă de protecție pe o rază de 3 km în perimetru la 6 localități. Specialiștii spun că o cauză primară a infecției cu gripa aviară o reprezintă păsările migratoare. Infecția se produce prin contactul direct al păsărilor, dar și prin consumul de furaje. În localitatea nemijlocită au fost stabilite și filtre de control astfel încât să fie restricționată ieșirea păsărilor sau a produselor de pasăre, ouă sau carne, da, din localitate, astfel încât să fie limitată posibilitatea diseminării infecției. Iar în celelalte localități a fost stabilită însăși restricții de mișcare a păsărilor până la clarificarea situației. În scopul lichidării rapide a focarului de gripa aviară din satul Rezina au fost omorâte aproape 4500 de păsări. Este al doilea caz de gripa aviară depistat pe teritoriul Republicii Moldova de la începutul acestui an. Primul caz a fost la Hirișeni, raionul Telenești.
Poliția de frontieră din Republica Moldova va fi dotată cu drone pentru supravegherea zonei verzi de la granițe. Echipamentele vor fi donate de Germania pentru prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere și securizarea mai eficientă a frontierei. Aparatele de zbor fără pilot au fost prezentate polițiștilor de frontieră de o delegație germană condusă de Klaus Kant, fost chestor al Poliției Federale Germane. Oficialul german a declarat că dronele vor intra în dotarea Poliției de frontieră din Republica Moldova din luna iunie. Până atunci, agenții vor fi instruiți cum să le utilizeze. Potrivit șefului Poliției de frontieră, de la începutul războiului ruso-ucrainean se înregistrează o creștere a ilegalităților în zona de frontieră. Din 24 februarie, noi turnim cu totul alte tipuri. În regiune, riscurile și vulnerabilitățile sunt cu totul alte. Sunt anumite presiuni pe punctele de trecere, atât și pe frontiera verde, zeci și sute de cazuri pe trecere ilegale a frontierei de stat. S-au intensificat și cazurile de trafic de persoane. Cel mai recent astfel de caz a avut loc pe 12 mai la frontiera moldo-ucraineană. A fost descoperită încă o crimă legată de traficul ilegal de persoane pe nordul Republicii Moldova, în care, cu părere de rău, este implicat un polițist de frontieră care o să stea la pușcărie pentru ceea ce a făcut. A fost reținut? A fost reținut. Mai multe detalii nu pot da pentru că ancheta este în desfășurare. Proiectul privind dotarea cu drone a Poliției de frontieră din Republica Moldova este finanțat de Germania în urma discuțiilor purtate la Conferința Internațională de Sprijin pentru Republica Moldova, desfășurată la Berlin în aprilie. Săptămâna trecută, ministrul Afacerilor Interne, Ana Revenco, i-a cerut comisarului european pentru afaceri interne, Ilva Johansson, aflat la Chișinău, să includă Republica Moldova în noua strategie de securitate internă a Uniunii Europene. Măsura este necesară în condițiile unor provocări pentru securitatea țării generate de războiul din Ucraina. Săptămâna trecută, încasările serviciului vamal la bugetul de stat au fost de peste 557 de milioane de lei, cu 22% mai mult față de prognoza bugetară pentru acest interval. Persoane fizice au introdus în Republica Moldova bunuri a căror valoare depășește 15 milioane de lei, ceea ce reprezintă 2,8% din totalul încasărilor. În perioada 9-15 mai au fost 77.000 de traversări ale frontierei. Cele mai tranzitate vămi sunt Leușeni și Sculeni. De la începutul anului, serviciul vamal a adus la bugetul de stat aproape 11 miliarde de lei, o creștere de 24,6% față de încasările din aceeași perioadă a anului trecut. Banii din bugetul de stat sunt redistribuiți pentru salarii, dezvoltarea infrastructurii sau proiecte sociale. Un soldat din regiunea Cernăuți, etnic român, și-a găsit sfârșitul în urmă cu câteva zile în luptele împotriva invadatorilor ruși din Ucraina. Tânărul erou a fost condus pe ultimul său drum cu onoruri militare. Imagini vedeți imediat în telejurnal. Aviația militară rusă a lovit azi dimineață cu rachete regiunea Odessa, distrugând o stațiune turistică. Potrivit presei locale, în urma atacurilor, au fost răniți doi adulți și un copil care a fost internat în stare gravă la spital. Administrația locală din Odessa a anunțat că rachetele rusești au lovit câteva clădiri în care au izbucnit incendii, iar la fața locului au intervenit pompieri și o echipă operativă de anchetă. Potrivit armatei ucrainene, rușii continuă să atace cu rachete podul care trece peste estuarul Nistrului. Podul a fost avariat la începutul acestei luni, când a fost lovit în câteva rânduri de rachete rusești. El are o importanță strategică în regiune pentru că face o legătură dintre sudul regiunii Odessa și restul teritoriului Ucrainei. Autoritățile de la Kiev au anunțat că trupele ruse atacă și alte ținte civile. Pe 9 mai, 7 rachete au fost trase asupra orașului Odessa, lovind un centru comercial și un depozit de bunuri de larg consum. În timpul acelui atac, o persoană a murit și alte 5 au fost rănite.
România face eforturi pentru a sprijini economia Ucrainei, în special pentru facilitarea exportului de cereale. Tema a fost discutată de ministrul de externe al României, Bogdan Aurescu, la întâlnirea avută la Berlin cu omologul său american. Șeful diplomației de la București a vorbit lui Antony Blinken despre planurile României de a ajuta Ucraina să exporte și să transfere grânele sale prin porturile Galați și Constanța. Sunt posibile acțiuni comune internaționale în acest sens. În războiul slavilor mor pe câmpul de luptă și etnici români. Atrocitățile comise de armata rusă în Ucraina continuă să distrugă viața a mii de oameni. În urmă cu câteva zile, un soldat din regiunea Cernăuți, etnic român, și-a găsit sfârșitul tragic, luptând eroic alături de camarazii săi ucraineni în încercarea de a elibera orașul Harkov. Tânărul erou a fost condus pe ultimul său drum cu onoruri militare. Ioan Zaiț avea doar 24 de ani. Locuia în localitatea Horbova, regiunea Cernăuți, și a fost un adevărat apărător al Ucrainei. Tânărul de etnie română a murit pe câmpul de luptă împreună cu camarazii săi în încercarea de a elibera orașul Harkov de armata rusă. Vestea tragică a cutremurat întregul sat. Fiecare mamă și-ar dori așa copil. Un băiat care a fost exemplu pentru colegii lui în școală, exemplu pentru toți băieții și fetele din satul Horbova. Un băiat pentru care cuvântul mama, cuvântul patrie, cuvântul țară, cuvântul sat a fost probabil cel mai scump. La 21 iunie, Ion Zaiț ar fi împlinit 24 de ani și a făcut studiile la școala cu predare în limba română din satul Horbova, Ținutul Herța, și a urmat Academia Militară din Odessa. Până la declanșarea războiului în Ucraina, a fost într-o unitate militară din orașul Jitomir. Chiar în prima zi de război a fost trimis pe front, nu departe de orașul Harkov. Visul lui în copilărie a fost să fie militar, dar cine s-a putut gândi chiar că așa un sfârșit de strașnic ca să fie pentru dânsul? De mic copil tot timpul îi plăcea să îmblace în formă această militară. El a fost în rândurile armatei ucrainene pe frontul în parte de răsărit a Ucrainei. Pentru sat aceasta este o durere foarte mare, mai ales pentru familie, pentru mama, pentru fratele, pentru tata. El era ca un sprijin cu care părinții se mândreau tot timpul. Ion era feciorul cel mai mare în familie. Fratele mai mic, Maxim, urma să fie înrolat și el în armata ucraineană. Moartea fratelui îl va ține de acum mai aproape de părinți. Cu părere de rău, războiul aduce victime. Astfel avem și victime din rândurile comunității românești, din regiunea Cernăuți și a Ucrainei în genere. Cad tineri, cad acei care au o perspectivă în viață. De la începutul războiului ruso-ucrainean, cel puțin 7 etnici români din regiunea Cernăuți au murit pe câmpul de luptă. Televiziunea română așteaptă lămuriri din partea organizatorului Eurovision după ce rezultatul jurizării de la București a fost modificat fără un motiv convingător. Detalii vă oferim în telejurnal. Copiii orfani din Republica Moldova pot primi o nouă șansă într-o familie adevărată datorită asistenților parentali. Un cuplu din satul Șeptelici din raionul Soroca are în grijire 6 copii, dintre care 4 sunt luați în asistență. Familia își împarte egal toată dragostea și nimeni nu duce lipsă de nimic. Iar a fost marcată la nivel mondial Ziua Familiei și vă prezentăm povestea de succes a unor soți pentru care idealul în viață este dragostea pentru copii. Tatiana Cingașciuc din satul Șeptelici, raionul Soroca, este asistent parental de 7 ani. La început a luat în plasament 2 copii, 2 surori care s-au acomodat ușor în noua familie. Și pentru că au fost clipe pline de bucurii, familia a decis să se mărească cu încă 2 copii. Când au venit la noi în familie, sunt mai, mă rog, ca orice familie străină. Și când au văzut că îi acordăm dragoste, îi acordăm tot ce avem noi, parcă copiii noștri, nu îi zici că i-am adus oriceva. Vă zic, da, din primele zile. Dar din tăi eu zis, tată,
Maria și-a fumie mamă. Și Ișlanț tot a venit la noi familie, tot cu bucurie. Mila chiar din prima zi ne-a zis mamă. A zis că eu tot vreau așa mamă să am, eu tot așa vreau să am o familie și este și astăzi la noi. Familia Cingașciu, care și copiii săi biologici, dar a găsit loc și dragoste și pentru cei 4 copii orfani. Nu e ușor, însă împreună trec peste toate greutățile. Clar că e greu, că dacă sunt mulți copii, e greu, dar ne descurcăm. Noi nu lăsăm mâine jos, lucrăm. Nu ne plângem, nu, cu munca noastră tot făceam. Suntem o familie unită și iubim pe toți și asta ne-i viața noastră. Copiile sunt recunoscători celor care au primit în familia lor și au doar cuvinte de laudă pentru ei. Iubitori, înțelegători, curajoși, ne susțin în toate, chiar și în unele momente foarte grele. Eu sunt foarte bucuros că pe mine mama cu tata mă iubesc și... Și eu toată iubesc. Pentru aia ce-mi fac ei și eu ce le fac lor. Mie îmi place în familia asta că am cu cine să mă joc, să vorbesc, părinții mă susțin în toate cele mai grele. În această familie mă simt deschisă, pot vorbi oricând, mă ascultă toți și mă stimează. În Raionul Soroca sunt și alți 22 de asistenți parentali care au creat familii pentru copii rămași fără părinți. Se pune accent pe familie din motivul că familia este celula principală a societății și ne bucură faptul că copiii care sunt lipsiți de grijă părintească au asemenea posibilitate să crească și ei și să simtă dragostea de părinți și de surori și frați. În Raionul Soroca sunt luați în plasament 40 de copii. Scandal la finalul concursului Eurovision. Televiziunea română acuză organizatorul competiției că a schimbat rezultatul jurizării sale fără un motiv convingător. Asta după ce Uniunea de Radiodifuziune Europeană a anunțat că a eliminat punctajul jurilor din 6 țări și l-a înlocuit cu rezultate calculate printr-un algoritm, după ce ar fi depistat anumite nereguli la votare. TVR așteaptă lămuriri din partea organizatorului Eurovision. The jury from Romania have awarded 12 puncte Ucrainei. Echipa televiziunii române a aflat cu uimire chiar în timpul marii finale Eurovision că punctajul jurului nostru nu a fost preluat în calculul clasamentului final. Auzi pe Mica spunând, când eu practic trebuia să spun bună seara întregii lumi, că România are o problemă tehnică și că nu mai intrăm. Consternarea mea este înregistrată. What? Nu cred. Deci nu cred. Organizatorii competiției au anulat punctajul dat de jurul nostru și au atribuit un alt set de punctaje concurenților din finală în numele jurului țării noastre. Așadar, regulile au fost schimbate în timpul jocului, fără ca participanții să fie anunțați în prealabil. Unele voturi ale jurilor naționale au fost modificate de organizator, se arată în comunicatul televiziunii române. TVR subliniază că și-a asumat în totalitate angajamentul de participare la Eurovision 2022, achitând taxa de participare și pregătind, alături de echipa lui Wurz, un proiect care s-a bucurat de aprecierea publicului. Reacția vine după ce Uniunea de Radiodifuziune Europeană a anunțat în scris țările participante la finala Eurovision că a descoperit, după repetițiile pentru cea de-a doua semifinală a concursului, anumite modele de vot neregulate din partea jurilor a 6 țări. Așa că, pentru a respecta instrucțiunile de vot ale concursului, EBU a lucrat cu partenerul său de vot pentru a calcula un rezultat agregat substitut pentru fiecare țară în cauză. La rândul său, președintele jurului român consideră jignitoare o astfel de abordare, mai ales că echipa a trimis către EBU rezultatul jurizării cu o zi înainte de finala pentru public. Juriul României acordase punctajul maxim Moldovei. După modificare, toate cele 12 puncte au revenit Ucrainei. Probleme cu jurizarea au apărut și în Republica Moldova. Acum la Teleradio Moldova e o anchetă. Nu ne putem pronunța deocamdată în lipsa unei anchete, în sensul că ar trebui să înțelegem ce rațiuni au determinat publicul, au determinat juriul din Republica Moldova să fie așa de departe de ceea ce a spus publicul. Un motiv pentru care am intervenit în public pe această temă a fost pentru ca publicul din România să înțeleagă că atitudinea adevărată față de România este cea exprimată de public, nu de 5 membri ai jurului, care ar trebui încă o dată să înțelegem de ce s-au condus atunci când au ales să depuncteze masiv România, cel puțin, mai bine zis, să acorde așa de puține puncte României, pentru că niciodată nu s-a întâmplat
să existe o asemenea discrepanță. Și niciodată nu s-a întâmplat ca România să nu fie în top 10 din punctul de vedere al juriului. Reprezentanții Republicii Moldova la Eurovision spun că pentru ei este mai important votul publicului. Ce s-a petrecut cu voturile, nu știu, noi nu suntem jurători, spunem ce e bine, ce nu e bine. Important că a fost foarte frumos, trenulețul a ajuns unde trebuia. 12 points goes to Romania and 12 points go to Moldova! Televiziunea română a cerut lămuriri Uniunii de Radiodifuziune Europene privind modificarea jurizării. La rândul său, televiziunea publică din Georgia a anunțat că se află în aceeași situație și a solicitat clarificări organizatorului. Potrivit unui comunicat, jurul Georgiei a acordat cele 12 puncte Ucrainei, dar în urma modificării, punctajul său a mers spre Marea Britanie. Regatul Unit, care ajunge la 200... O spectaculoasă eclipsă de lună a avut loc noaptea trecută. Ea a fost vizibilă în totalitate pe continentul american, dar și în zona noastră spre dimineață. Fenomenul este cunoscut și sub numele de luna roșie, pentru că pe măsură ce astrul nocturn își pierde din strălucire, capătă o nuanță roșiatică de la razele soarelui. Acest fenomen se produce aproximativ de două ori pe an, atunci când soarele, pământul și luna sunt perfect aliniate, iar luna se află în faza sa plină. Următoarea eclipsă totală de lună va avea loc în noiembrie 2022 și va fi vizibilă din mijlocul Oceanului Pacific. Doamnelor, domnilor, atât pentru această oră. Rămâneți cu TVR Moldova. Sunt Carina Müller și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă în continuare. La revedere!